Da, vă dați seama că suntem dezamăgite pentru eșec, dar sunt conștientă că mai avem mult de muncă, dar se vede un plus atât în apărare cât și în atac, cât și în relațiile de joc și cred că pe viitor o să fie mult mai bine și o să ne sudăm ca echipă mult mai bine. Diferența? Unde? Ce-a lipsit? Cred că în momentele cheie trebuie să învățăm să gestionăm mai bine situația și să, nu știu, să avem o apărare mult mai puternică, indiferent ce se întâmplă. Și în atac mai puține ratări și greșeli tehnice. Ați avut și ghinion? Ați avut și ghinion în opinia ta? Da, am avut și ghinion, 2 de 7 metri ratați, ele au recuperat 2 mici din bară. Cu siguranță a fost și lucrul acesta, dar noroc puțin mai faci și singur câteodată și sperăm să lucrăm pe partea asta cât mai mult. Cum te-ai adaptat până acum? Ești ultima sosită? Ce ai găsit la Târgu? Am găsit o echipă care este dornică de luptă și care vrea să construiască ceva foarte frumos aici și sunt sigură că și rezultatele vor veni pe parcurs.